Mai multe familii aflate în concediu pe litoral au vrut să aibă condițiile și meniul de acasă și la mare. Turiștii aflați în concediu în stațiunea Mamaia au încins proțapul în fața hotelului de 3 stele în care erau cazați și au gătit un purcel la proțap. Muzica și dansul au completat atmosfera și nu a fost singura întâmplare haioasă. În zona de fiță a stațiunii, șoferul unei mașini de 300.000 de euro a făcut o pană rușinoasă. Purcei de lapte la proțap gătiți pe spațiul verde din fața hotelului. Muzică lăutărească, dans și multă voie bună. De aceste ingrediente au avut parte acești turiști aflați în vacanță în Mamaia. Distracția a durat doar până la sosirea echipajelor de poliție chemate de alți turiști deranjați de cheful ce se iscase. Oamenii legii au împărțit amenzi și le-au pus în vedere petrecăreților să curețe spațiul verde. Bărbații sunt plecați la plajă. La câteva sute de metri distanță, în nordul stațiunii, considerată cea mai de fițe zonă din Mamaia, o mașină de lux a rămas fără benzină într-un sens giratoriu. În imaginile surprinse de martori devenite rapid virale, se vede cum bolidul blochează o întreagă bandă de circulație. Salvarea șoferului a fost un bidon. Un martor i-a adus benzină într-un recipient din plastic și a putut să meargă mai departe. Bă, băiatule, bă, n-au pus benzină. A rămas roșu fără benzină, bă, băiatule, bă. Prețul unui astfel de autoturism de lux ajunge și până la 300.000 de euro. Între timp, litrul de benzină la noi în țară este aproximativ 6 lei.